Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă regăsesc cu multă plăcere la această emisiune care începe pentru mulți dintre dumneavoastră să devină o obișnuință. Lumea în șapte zile. N-am putut să fiu săptămâna trecută și regret, dar colegul meu Titi Sultan e prezent și împreună vom prezenta știrile de o săptămână întreagă cu multe evenimente importante. Da, bună seara, stimați respectatori, și eu achiesez la opiniile domnului general Bartolomeu Constantin Săvoiu și sper că în continuare să vă oferim cu aceeași promptitudine și competență prezentarea știrilor internaționale din săptămâna în curs. Va începe, domnul Sultan, cu o țară apropiată nouă, Bulgaria. Bulgaria spune câteva adevăruri despre România. Ce se întâmplă, domnul Sultan, cu fostul premier al Bulgariei? Уважаеми господин премьер, уважаеми професор Герджиков, уважаеми министри на новото служебно правителство, на старото, искам да ви пожелая най-чисто сърдечен успех. Președintele Partidului Socialist Bulgar, doamna Cornelia Ninova, ar fi acuzat faptul că în lucrările de construcții s-ar fi supralicitat prețurile, asta în perioada în care prim-ministru al Bulgariei era Boyko Borisov. Acesta însă s-a apărat și a susținut faptul că prețul unei autostrăzi și a unor lucrări de construcții, chiar și la metro în Bulgaria, este de câteva ori mai mic decât prețurile care se practică în România pentru aceste construcții. Bine, înțeles că trebuie avut în vedere faptul că domnul Boyko Borisov a demisionat pe data de 13 noiembrie în urma alegerilor prezidențiale, în care candidatul susținut de acesta, doamna Țețca Taceva, a pierdut alegerile prezidențiale și, prin urmare, acesta și-a dat demisia din fruntea guvernului bulgar. E o afirmație care nu ne face cinste, este foarte adevărat, dar, mă rog, dacă dânsul consideră că așa a putut să se apere pentru supralicitarea unui lucrări, fără probe, e foarte adevărat, dar iată că acuzațiile cur la adresa sa, el susținând că, de fapt, în România costurile sunt mult mai mari, nu înțeleg ce legătură era. Da, acum, într-adevăr, suntem între noi. Exact. Am bătut și un record mondial, cred. Am avut câte 55 de kilometri, da, care ne-a costat 1.200.000.000. Da, deci, am câte? 20 de milioane kilometri, da, da. Sunt problemele noastre. Nu cred că noi intervenim să facem fel de comparații cu alte state în privința anumitor fără îndoială. Însă costurile la noi depășesc orice înțelegere. 22 de milioane un kilometru de autostradă e puțin exagerat. Și un eufemism, fără îndoială. Da. Mergem mai departe cu ziua de marți, 24 ianuarie, ziua Unirii, pentru noi, pentru români, să comentăm despre știrea potrivit căreia Uniunea Europeană vrea un salariu minim pentru toate statele membre, acest anunț fiind făcut de Juncker. Domnul general, vă rog să comentați această știre, după ce urmărim filmul și revenim în platou. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils... O mică observație. Domnul Juncker vorbește acum numai franceză. Nu se mai vorbește limba engleză la Uniunea Europeană. Sau foarte puțin, foarte puțin. Da, într-adevăr, domnul Juncker face o propunere foarte interesantă, care, fără îndoială, pentru noi românii ar fi binevenită. Dânsă propune, și a fost citat și site-ul Challenge FR, ca să avem un salariu minim la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. S-a declarat de asemenea favorabil domnul Juncker și pentru a avea o indemnizație comună la nivelul de șomaj. Este un lucru important. Într-adevăr, suntem acum numai important de ani de când am format această mare uniune, care este Uniunea Europeană. Am 28 de țări, suntem 27 acum. Credem, cu toate diferențele de importante totuși de salarii minime în Uniunea Europeană, a trebuit la un moment dat și este un pas înainte să avem același sau foarte apropiat
un salariu minim pentru toți de la, de la Suedia, Norvegia, până la, la Grecia, Cipru, și în același timp un ajutor de șomaj care să fie minim. E un lucru important și un pas înainte. Acum vom rămâne totuși în Europa. Ce se întâmplă cu doamna Merkel? Pentru că află ceva important, cine va fi nou ei adversar politic în alegerile de anul acesta. Meine Damen und Herren, und wir haben hier jetzt die beiden, nämlich Sigmar Gabriel und Martin Schulz, die sich äußern werden zum Rücktritt von Sigmar Gabriel vom Parteivorsitz. Da, vicecancelarul german, este vorba de domnul Sigmar Gabriel, care este și președintele Partidului Social Democrat German, a făcut anunțul că acesta nu va candida datorită faptului că nu vrea să piardă alegeri și să nu pună partidul într-o postură negativă și a spus că partidul pe care dânsul conduce îl va desemna ca reprezentant pe domnul Martin Schulz. Actualmente dânsul și-a încheiat mandatul de președinte al Parlamentului European și acesta se va lupta pe data de 24 septembrie, atunci când vor avea loc alegerile, cu doamna Angela Merkel, care este, bineînțeles, președinte al Uniunii Creștin-Democrate din Germania. Așadar, doamna Angela Merkel are un adversar, important, putem să spunem, foarte important, pentru că Martin Schulz a deținut o funcție foarte importantă, am spus, președinte al Parlamentului European. Putem adăuga că este o tendință acum de a trece spre dreapta. De ce? Vorbeam de domnul Martin Schulz, care a fost socialist și care a făcut aproape două mandate, dacă memoria mea este bună. Da. E cine l-a înlocuit? Un italian, forța Italia, din partidul domnului Berlusconi. Deci începe ca în multe instanțe europene să avem partide de dreapta care în curs de a câștiga teren. Da. Tot domnul Sultane va vorbi acum de ce Marea Britanie nu poate semna. De ce nu poate semna tratate? Foarte interesant. Nu poate semna tratate încă comerciale. In full support of what the Maltese government has put on the table. Thank you. On the Brexit issue, it is clear we can start negotiating once the United Kingdom has notified as per Article 50 of the... Domnul Sultan, ce se întâmplă? Da, Marea Britanie nu are dreptul de a semna acorduri comerciale bilaterale atât timp cât este membru al Uniunii Europene. Această declarație aparține domnului Frans Timmermans, care este prim vicepreședinte al Comisiei Europene, spunând că această situație, pentru că Marea Britanie știm și am discutat și în alte emisiuni anterioare că prin premierul Theresa May anunță că deja a demarat anumite proceduri privind încheierea unor acorduri bilaterale și aici vorbim de Statele Unite ale Americii, vorbim de India, vorbim de Australia, însă nu are acest drept atât timp cât Marea Britanie este membru al Uniunii Europene. Abia în luna martie, cred că pe la începutul lunii martie, se va declanșa procedura de aplicare a articolului 50 din Tratatul de la Lisabona privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, dar această procedură va dura apoi 2 ani, deci efectiv Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană abia peste 2 ani de la data în care va pune în aplicare articolul 50 din Tratatul de la Lisabona. Deci, mai mult decât timp atât. De 2 ani nu da. Poate să... Exact. Mai mult decât atât, președintele Comisiei Europene, Martin Schulz, consideră că aceste încercări a Marii Britanii de a demara anumite procese de încheiere a unor acorduri bilaterale cu alte state este pur și simplu deranjant atâta timp cât practica comunitară și actele Uniunii Europene nu permit acest lucru. Totodată acheșează la această opinie și domnul Sandro Grossi, care este ministru de externe al Italiei. Vom vedea mai departe cum vor evolua lucrurile. Cert este că nu până luna martie va începe procedurile de aplicare a articolului 50, ci după luna martie, dar aceasta numai după consultarea Parlamentului Britanic. Va mai dura, deci. Va mai dura.
Mergem mai departe, ziua de miercuri, 25 ianuarie. Domnule general Bartolomeu Constantin Săvoiu, cum arată scutul antirachetă de la Moscova, imediat, cu care rușii domină Europa? Da. O noutate, e o noutate. Deci, vedeți, noi tot vorbim de scutul nostru de la Devesel, vom relata de altfel prima intervenție privind România a președintelui Trump, veți vedea puțin următoarele zile care le vom comenta, vorbeam totuși deci despre Polonia, dar însăși Rusia acum instalează un sistem foarte important care cuprinde radare de înaltă frecvență plasate în toate cele patru sectoare geografice ale Moscovei și pot avertiza toate autoritățile la cel mai înalt nivel. De la 3700 de kilometri pot detecta orice rachetă care se îndreaptă către teritoriul Rusiei și special către Moscova. Viteza de reacție este 8-9 minute, ceea ce este extraordinar pentru un sistem antiradar. Vom trece acum mai departe, la altă parte. Vom reveni. Da. Ce facem cu promisiunile făcute de Donald Trump? Iată că încep să devină realitate. Asta în legătură cu multe din aspectele pe care dânsul le-a prezentat în campania electorală, care la un moment dat au strânit zâmbete și totuși iată că se spune că zidul cu Mexic chiar va fi construit. Vom vedea imediat. După sistemul antirachete rusesc, trecem dincolo oceanul și vedem zidul care se va construi. Let's begin with the president starting to make good on a major campaign promise. He just signed executive action that will fund a wall along that US-Mexico border. We're waiting it to get... Nu știu dacă putem să vedem bine, va fi o lucrare gigantică, de un fel, domnul Sultan, va fi un fel de al doilea zid chinezesc, va dura, nu știu, vreo 3 ani, cel puțin trebuie să dureze înainte de sfârșitul mandatului președintelui Trump. Am văzut niște cifre că parcă circulau vreo 25 de miliarde, se pare, de dolari. Cum știți, s-a pus problema finanțării, cofinanțării americano-mexicane. Subiectul a fost foarte arzător și a provocat de altfel cu 4 zile în urmă anularea vizitei președintelui mexican în Statele Unite. Însăși domnul președinte Trump a făcut un Twitter, spune mai bine să nu veniți dacă nu vreți să plătiți. În fond, ce se va întâmpla? Fără îndoială că Mexicul nu o să plătească acest zid, dar președinte Trump a găsit o soluție. Va impozita cu 20%, toate mărfurile mexicane care intră în Statele Unite. Dar acum văd că nimeni totuși nu spune un lucru. De ce acest zid? Sunt trei motive principale. Principalul motiv este a împiedica sute de mii de muncitori mexicani care vin în mod ilegal în Statele Unite, lucrează la negru, cunoaștem și noi ceva acest termen la negru, nu plătesc, bineînțeles, impozite, nu plătesc securitatea socială, sănătate și, fără îndoială, reprezintă o mare presiune pentru manopera americană. Legat imediat de acest lucru este faptul că mulți patroni americani, folosind această manoperă plătită foarte ieftin, ce fac? Îi angajează, iar salariile celorlalți muncitori americani, țări legale, sunt și ele sub o mare presiune. Deci, pe de o parte, oameni care sunt plătiți prost, exploatați, în al doilea rând, însăși muncitori americani, din cauza acestei concurenți neloiale, sunt penalizați și se produce vrei un salariu mai mic mie, dacă nu, stai în șomaș. Deci, o pierdere pentru muncitori americani și al treilea lucru. Văd că nu se vorbește, foarte interesant. Este extraordinară proliferare a cartelurilor de droguri. Ele trec liber frontiera americană și fac ceea ce este lucru cel mai teribil. Mii, zeci de mii, sute de mii, dacă milioane de americani, început cu cei mai tine până cei mai bătrâni, ca victime la acest extraordinar flagel al drogurilor. Deci, fondoială, prima reacție, suntem toți, ridicăm ziduri în momentul în care vrem să fim un mare sat mondial. Da,
dar nu se spune de ce, oameni plătiți la negru, distruși, muncitorii în propria lor țară obligați să accepte salariul din minimizare și, lucru cel mai dramatic, drog, cartelă, violență și asasinat. E, toate aceste lucruri trebuie spuse, nu se face numai de dragul de a face un zid. E foarte important ca ascultătorii și telespectatorii noștri să știe acest lucru. Vom continua acum cu joi 26 ianuarie și vedem o veste îmbucurătoare. Domnul Sultan ne va vorbi... Exact, tot eu. Mă scuzați, rămânem încă la ziua de 25 ianuarie. Foarte important. Foarte important de ce? Veți vedea imediat. Cum se poate primi o sumă uriașă și de cine? De la consilierul lui Donald Trump. Vom vedea imediat. President Xi said as the biggest developing and developed countries, China and the U.S. should and can cooperate on many issues and areas. He reiterated China is willing to further enhance its ties with the U.S. in order to realize a bilateral relationship. Ce se întâmplă? Ajungem China în și Statele Unite. Avem o colaborare, se pare. Da, China dorește un dialog constructiv cu noua administrație a Statelor Unite ale Americii în privința unor raporturi bilaterale, în așa fel încât însă interesele ambelor state să fie respectate, pornind și de la tendința unei singure Chine, așa cum doresc ei. Această declarație a fost făcută la o recepție de către ministrul chinez de externe, se vede domnul Yang Yi, care totodată a declarat faptul că între China și Statele Unite ale Americii trebuie să existe raporturi bilaterale atât în ceea ce privește comerțul, cât și în privința oricărui motiv de dispută. Domnul Donald Trump, care a fost instaurat președinte al Statelor Unite la Washington, vineri 21 ianuarie, a declarat în timpul campaniei electorale că nu prea crede în principiul unei singure Chine și că ar accepta un astfel de principiu în virtutea ideii în care China ar vedea altfel relațiile comerciale. Aici pornim și de la împrejurarea că ambasadorul Chinei la Washington, domnul Cui Tangkai, a declarat că între cele două state tendința generală de cooperare trebuie să fie cea mai interesantă, întrucât aceasta este singura alegere bună pentru ambele state. Ce trebuie menționat, ce a atras practic o anumită, nu putem să-i spunem represiune, un anumit semn de întrebare din partea Chinei în cadrul alegerilor prezidențiale, că domnul Donald Trump a discutat după 37 de ani cu președintele Taiwanului, Tsai Ing-wen, timp de multe minute, punând la îndoială poziția tradițională a Statelor Unite față de politica o singură Chină, în lipsa unui concesii din partea Beijingului în ceea ce privește comerțul. Totodată, ministrul de externe chinez a adăugat că această cooperare trebuie să fie continuă și că în cazul în care intervin disensiuni în ceea ce privește comerțul, ambele state ar avea de pierdut. China a reacționat după ce președintele Donald Trump a discutat cu președintele taiwanez, contestând practic această încercare a administrației Statelor Unite de a afecta pacea în strâmtoarea Taiwan. Mergem mai departe, tot în America, domnule general, Gary Cohn, consilier al lui Donald Trump, primește o sumă uriașă de la o bancă. Urmărim filmulețul și apoi revenim în platou. Goldman Sachs has rewarded its departing president, Gary D. Cohn, with expedited access to cash and stock payments valued at nearly $300 million, and in doing so has tacitly encouraged another of its executives. Ce să spunem, doamnelor și domnilor? Domnul Donald Trump e deja primul președinte miliardar, dar face și un guvern de multimilionar. În acest sens, ați văzut
acest personaj important este domnul Gary Cohn. Domnul Gary Cohn a fost președinte Chief Executive Officer al unei cele mai importante bănci de afaceri, Goldman Sachs. Deci această bancă, prin faptul că acum a demisionat, nu poate să fie consilier economic al președintului Trump și să fie președinte de bancă, a demisionat și atunci e normal când demisionezi să ți se dau o indemnitate. Bine, această indemnitate e destul de importantă, pentru că ea totalizează bonusul de 65 de milioane de dolari, dividende în valoare de 35 de milioane de dolari. Deci face o sumă rotundă de 100 de milioane de dolari și la care se mai adaugă posibilitatea de a vinde acțiunile pe care le avea deja în valoare de 23 de milioane de dolari, o sumă rotunjoară îi permite să poată să trăiască și după ieșirea de la Casa Albă mulți ani fericiți. Dar domnul Cohn nu este singurul consilier care a făcut parte din conducerea lui Goldman Sachs. Mai avem încă un important personaj, domnul Steve Mnuchin. Domnul Steve Mnuchin, numele este de origine rusească, va fi desemnat, va fi audiat fără îndoială, ca ministru al trezoreiei, deci unul principal postul, și mai este de asemenea o altă personalitate foarte, de asemenea, foarte cunoscută în lumea financiară, domnul Stephen Bannon, consilier de asemenea pentru strategie, și încă o altă personalitate, domnul Anthony Scaramucci, care a lucrat și el la banca de financiară, banca de investiții, și care este asistent advisor la Casa Albă. Deci, cum vedem, avem un guvern de oameni bogați. Asta mi amintește, domnule Sultan, o zicală, a decedat acum, a fostului președinte Bongo, din Gabon. Acest președinte a avut o bună perioadă cât a stat la putere, că a avut 40 de ani, acum și-a pus fiul în continuare. Și domnul Bongo spunea, zice, vă rog să mă alegeți pe mine. De ce? Sunt un om bogat, nu am nevoie să fur. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Continua și când era președinte și bogat, că vrea să fie și mai bogat. Însă, oricum, e posibil ca această echipă de milionari și miliardari să fie totuși mai ceva detașată față de tentațiile banului, cum a putea fi o echipă mai sărăcuță. Vom trece acum la ziua de joi, 26 ianuarie, și pentru prima oară o veste bună. Domnul Sultan a vorbit de această veste bună între o posibilă cooperare între Rusia, forțele guvernamentale siriene și opoziție. Să vedem ce se întâmplă. Vom urmări filmul, foarte interesant. Russia's foreign minister says the incoming U.S. administration has been invited to the next Syria peace talks. They'll take place in Kazakhstan next week. Sergei Lavrov confirmed that during a marathon news conference in Moscow. Daniel Hawkins has been across what was said. Well, certainly a whole range. L-am urmărit în imagine pe domnul Sergei Lavrov, care este ministru de externe rus, care a declarat faptul că forțele aeriene ruse, armata siriană și opoziția sunt dispuse să lupte împotriva rețelei teroriste Stat Islamic, celebrul ISIS. Motiv pentru care au luat în calcul și anumite reuniuni la care au participat, și aici vorbim despre prezența atât a guvernului sirian, precum și reprezentanții opoziției armate, dar și a reprezentanților diplomatici Ministerului de Externe sau a personalului din cadrul Ministerului de Interne al Rusiei, care, mai ales în urma discuțiilor care au avut la Astana, care s-au încheiat marțea trecută, în care s-au pus bazele unor intervenții pe cale politică, în primul rând, ca să se pună capăt războiului din Siria. Această luptă ar avea în vedere în special, deci lupta împotriva terorismului islamic, dar mai ales împotriva organizației teroriste Stat Islamic. Discuțiile de la Astana vor facilita însă și negocierile intrasiriene, care au drept scop să garanteze rezolvarea politică a crizei în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Vom rămâne în Statele Unite și vom vedea pentru prima oară, și e important,
dumneavoastră un om de experiență, domnule, ce vom discuta, dar după pauză, despre România, chiar despre Deveselul. Dar imediat vom discuta după scurtă pauză. Vă mulțumim! Reluăm emisiunea noastră și pentru prima oară avem o veste bună. Veste bună, administrația, noua administrație americană s-a adresat direct României. Ce spune această administrație, noua administrație, domnule Sultan, despre noi? Lucru foarte interesant, chiar importante. Îl vom urma. A mass exodus has begun at the State Department ahead of incoming Secretary of State Rex Tillerson. Tillerson will have many empty seats to fill as nearly as a half a dozen top-ranking officials of the State Department are stepping down. Manila Chan with the story tonight. Hi there, Ed. Yeah. În timpul audierilor din cadrul Congresului American, două personalități marcante ale viitoarei administrații de la Washington susțin faptul că România a făcut progrese importante și că trebuie să se mențină pe linia întronării statului de drept și a luptei anticorupție. Aici vorbim despre domnul Rex Tillerson, care este propus secretar de stat, și despre domnul James Mattis, propus secretar al apărării, care evidențiază în mod deosebit rolul României în sprijinirea scutului defensiv, și aici avem în vedere scutul de la Deveselul, și mai ales când vorbim despre împrejurarea că Iranul reprezintă deja o amenințare pentru Statele Unite ale Americii, iar România joacă un rol deosebit de important în dejucarea oricărei atitudini de a încerca să întroneze un atac militar la adresa Statelor Unite ale Americii prin scutul de la Deveselul, și aici vorbim și de acele rachete care sunt, bineînțeles, defensive, este vorba de Aceburg. Domnul general Mattis, care va fi viitorul secretar de stat pentru apărare. Bine, ei au spus în condițiile în care vor fi desemnați. Este un general foarte cunoscut, foarte cunoscut și foarte apreciat. Deci, părerile lui, domnul general Mattis, că este general Mattis, sunt foarte apreciate în Statele Unite și am văzut comunitatea militară a primit cu multă satisfacție numirea lui ca secretar al apărării. Da, ei bine spun aceste lucruri pornind de la contextul dacă vom fi confirmați în această funcție, vom desfășura și vom merge în continuare pentru menținerea sistemelor de securitate adecvată pe care le oferă România, cât și ceilalți membri NATO. Deci iată că rolul NATO este clar evidențiat în Statele Unite ale Americii, noua administrație care a început, repet, pe data de 21 ianuarie, să funcționeze în cadrul regimului Donald Trump. Vom trece acum oceanul și vom reveni în Europa. Vedeți după aia. Da. Păi, ce vedem? Vedem faptul că o bancă legendară, și am avut chiar plăcerea să, când eram în Franța, să am cont la această bancă, banca Barclays, își mută sediul de la Londra la Dublin. Înseamnă ceva asta. Da. Are deja un sediu acolo de 100 de salariați, de vor fi acum mii de salariați că vor lua la Dublin. Asta arată că încep să cam părăsească. Da, motivul fiind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Fără îndoială. Acesta este adevăratul motiv. Mergem mai departe, domnule general, proiectul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană este gata. Ce scrie în documentul pentru Brexit trimis de Parlamentul Britanic? Now make a statement on the government's response to today's judgment by the Supreme Court. This government is determined to deliver on the decision taken by the people of the United Kingdom in the referendum granted to them by this House to leave the European Union. So we will move swiftly to do just that. I can announce today that we will shortly introduce legislation allowing the government to move ahead. Vă rog, pentru mica istorie, doamnelor și domnilor, stimate spectatori, apreciați condițiile excepționale.
de care beneficiază parlamentarii români, Senatul României, ca mai deputați. Uitați-vă cum sunt acești săraci deputați englezi, n-au nici consolă, nu au ordinator, nimica, sunt toți pe același vechi bănci de sute de ani. Bineînțeles că este și această o regulă, cu toată lumea exclamă, oh, yes! Deci, vedeți, un fel de circă studențesc ar fi, mica istorie. Observați că nu au nimic în fața lor. Bine, ce se întâmplă? Domnul David Davis, care este ministru britanic pentru Brexit, a anunțat că proiectul de lege gata, a fost pregătit, tot este gata, pentru a fi prezentat Parlamentului, care trebuie să voteze, să dea prerogativele necesare guvernului pentru a începe această procedură de ieșire din piața comună. Premierul poate notifica, deci, în virtutea articolului 50, ieșirea din Tratatul Uniunii Europene și această secțiune are un efect indiferent de prevederile tratatului privind aderarea sa din 1972. Parlamentul Marii Britanii va dezbate pe 31 ianuarie, a fost ieri, de altfel, și pe 3 februarie proiectul de legi care ar putea permite ieșirea din Uniunea Europeană, iar după aceea Curtea de Supremă de Justiție a stabilit că guvernul May poate să solicite aprobarea Parlamentului. O formație de opoziție care a fost chiar ele în moment dat pentru rămânerea în Uniunea Europeană, inclusiv o parte din laburiști, au semnalat că totuși vor susține declanșarea procedurii Brexit, acum e deja prea târziu, însă vor încerca să obțină cele mai bune condiții de părăsire a blocului comunitar. Nu-i destul să le dorească, trebuie ca ceilalți 27 de membri să le accepte. Vom vedea, vom vedea frânduială următoarele luni și acum ne vom apropia de frontiera României și domnul Sultan ne va vorbi ce se întâmplă cu Ungaria, care văd din ce în ce se mai apropie mai mult de marele vecin care este Rusia. Vom vedea imediat filmul privind Ungaria. What I can tell you is the following, that the political relationship between US and Hungary during recent years were at the deepest points. There were very clear attempts from United States to interfere. Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjártó, într-o declarație pe care a făcut-o cu câteva zile înainte de vizita președintelui rus Vladimir Putin la Budapesta, a declarat că ar merge pe aprofundarea relațiilor cu Rusia și că împărtășește declarația făcută de președintele american Donald Trump, cum că NATO nu a avut un rol pregnant în combaterea terorismului. El declară aceste lucruri, repet, înainte cu câteva zile de venirea în Rusia a președintelui rus, Vladimir Putin, considerând totodată că sancțiunile impuse Rusiei sunt ineficiente și că nu-l bucură astfel de sancțiuni. Totodată susține că Ungaria, începând cu anul 2014, a pierdut circa 6,5 miliarde de dolari în urma faptului că s-au sistat exporturile dintre Ungaria și Rusia. Totodată, el spune că se bucură de modul în care Ungaria consideră că Rusia nu este o amenințare, cu atât mai puțin pentru NATO, și că Rusia va fi în continuare un observator atent față de politica NATO, dar în niciun caz nu va fi niciodată un dușman al acesteia. Trebuie, spune el, să înțelegem chiar acum că îmbunătățirea relațiilor cu Rusia ar constitui o îmbunătățire masivă a acestor relații și că speră ca odată cu înregimentarea și intrarea în legalitate a noului președinte american, Donald Trump, relațiile dintre Washington și Rusia să se îmbunătățească, iar sancțiunile impuse de Consiliul de Securitate al ONU către Rusia să nu mai fie atât de semnificative. Iată că el merge și pe ideea că NATO ar putea avea un rol mult mai mare în combaterea terorismului și că deja
organizația Stat Islamic a devenit o amenințare mondială pentru orice stat și, prin urmare, NATO ar trebui să aibă un rol decisiv în a lua măsuri pentru a stagna orice fel de acțiune ale acestui grup terorist deosebit de drasnic și cu manifestări extraordinar de violente care nu necesită comparație dacă vorbim despre Al-Qaeda, dacă vorbim absolut de Hezbollah și alte organizații teroriste. Evul mediu cel mai negru. Să nu uităm de execuțiile jurnaliștilor și așa mai departe. Da. Ce mod de acțiune. Doar să adaug ce spune colegul meu, domnul Sultan, am ocazia acum, vorbind despre această declarație publică a ministrului de externe, Peter Szijjártó, ca să lămurim o problemă foarte încălcită în România. Am auzit pe aici, pe acolo și cunosc ceva chiar din propria experiență anul trecut, în 2016, anumite afirmații aberante, dacă nu trebuie iar prostești, ca să ne spun altceva, au chiar unor cercuri oficiale, unor număr de autorități, privind așa zisul embargo al Uniunii Europene cu Rusia. Doamnele și domnilor, stimați telespectatori, se vehiculează și presa contribuie foarte mult în această aberație, care este un neadevăr. Uniunea Europeană nu a făcut niciun embargo asupra Rusiei decât pentru arme și produse strategice. Deci arme și produse strategice. Acest embargo a venit urmare a două acțiuni considerate dușmănoase de Uniunea Europeană și de NATO, războiul din Ucraina și anexarea Crimeei de către Rusia. Deci, Uniunea Europeană a pus embargo arme, produse strategice și produse financiare, plus un număr de restricții aduse persoanelor oficiale din Rusia. Aceasta este embargo Uniunii Europene. În schimb, Rusia, la rândul ei, ca măsură de retorsiune, a interzis importul de carne, de vinuri, de brânzeturi, de produse agricole. Și Rusia, deci embargo rusesc, nu embargo Uniunii Europene, cum s-a afirmat în anumite cercuri oficiale chiar, de o manieră aberantă, prostească și, să spun, complet în afara realității, a produs efecte devastatoare în economia Uniunii Europene. Numai Ungaria spune că a avut 6 miliarde. Se estimează faptul că Rusia nu a mai cumpărat produse agricole, vinuri, carne și tot ce este legat la aproape 15 miliarde de euro, această gaură în bugetul Uniunii Europene. Fără îndoială, cei care au vizitat Moscova și avem multe relatări, toate magazinele numai au aceste produse europene, dar, deci, embargo rusesc, nu embargo din partea Uniunii Europene. Niciodată Uniunea Europeană nu va face un embargo de produse alimentare contra unei țări. Niciodată nu va face. Da. Mergem mai departe, domnule general. Exact. În America, un foarte important cotidian, Washington Post, spune că ceasul apocalipsei a fost dat în urmă cu 30 de secunde din cauza insecurității globale. Chiar și alegerea lui Donald Trump a fost un astfel de motiv. The board takes the unprecedented step, the first time in its history, of moving the clock hand 30 seconds closer to midnight. Today we move the clock a half minute closer to midnight. It is now 2.5 minutes. O să ne puneți întrebarea, ce este acest ceas extraordinar, ceasul apocalipsei? Dacă ea cineva, există undeva, poate văd. Nu, nu, doamnă și domnule, stimați telespectatori, este, să zic așa, o creație științifică. El a fost pentru prima oară evocat, creat în 1947, ceasul apocalipsei a fost conceput de oameni de știință care au participat la importantul proiect Manhattan, proiectul de dezvoltare prime arme nucleare. A fost considerat ca un indicator al probabilității producerii unui conflict nuclear pe scară largă. Acum include și alte amenințări care se adaugă, schimbările climatice, armele biologice și amenințările cibernetice. În 1953, oamenii de știință au fixat ceasul la 11:58, după ce Statele Unite au testat prima armă de tip termonuclear, imediat test care a fost urmat câteva luni mai târziu, de Uniunea Sovietică, care a testat o bombă cu hidrogen. Deci este vorba de un simbol care recuperează un număr de factori geopolitici, științifici și care arată cât suntem aproape de această
sperăm încă niciodată întâmplare. Se estimează că mai avem încă 3 miliarde de ani până la sfârșitul lumii pe Pământ. Deci acest indicator a fost avansat cu 30 de secunde datorită faptului că a crescut insecuritatea globală. Deci eram 11.58, am avansat cu 30 de secunde, aproape de ora 12, când am putea avea sfârșitul lumii. Și să nu ne facem iluzii, a fost una dificilă, a spus domnul Rachel Bronson, director executiv și al Atomic Scientist. În plus, organizația a citat și alegerea președintului Donald Trump cum ar fi un motiv suplimentar pentru modificarea orei. Vom merge mai departe. Franța, un subiect foarte... Foarte la ordinea zilei acum. Foarte la ordinea zilei și foarte plăcut pentru dumneavoastră, pentru că ar trebui telespectatorii să știe, cunoașteți foarte bine situația din Franța, bănuiesc că nu este zi în care să nu vă informați despre ce se întâmplă acolo. Da, mă uit regulat și iată că canalele franceze, da. Domnul, candidatul la președinte al Franței, îl acuză pe Donald Trump că are un rol destabilizator și vom vedea imediat filmul și revenim în studio. Absolut. Bonjour à toutes et tous. Je voulais m'adresser directement à vous pour un appel et un appel à la mobilisation. Jeudi dernier, j'ai ouvert les candidatures pour les élections législatives pour que nous... Da, domnul Macron pe care vedeți acum e un personaj, să zic așa, puțin controversat. De ce? E un om foarte inteligent, un om tânăr. Domnia sa a fost timp de 2 ani de zile ministrul economiei Franței. A fost în guvernul lui François Hollande până acum 3-4 luni. Un om strălucit, provine dintr-o mare bancă, am să spun numele, că o cunoașteți cu toată lumea, bancă de afaceri americană, care are o filială la Paris. Și domnul Macron a făcut un parcurs destul de interesant. În cei 2 ani de zile și-a făcut o platformă și cu câteva luni în urmă a părăsit guvernul și se prezintă ca un candidat independent. Independent de formă. Pentru că fosta tovarășă de viață și nu numai tovarășă de viață, pentru că au avut 4 copii împreună, a președintelui, încă președintelui François Hollande, doamna Royal, Ségolène Royal, a anunțat oficial că îl sprijină. Deci, în spate, președintele Hollande, care știți că bine nu se mai prezintă, îl sprijină. Deci este un fel de nou, un candidat socialist deghizat. Însă reușește să atragă și o parte din dreapta și deci a spus că Statele Unite au un rol destabilizator la nivel mondial și că Anglia devine un vasal al Statelor Unite. Vom vedea în ce măsură domnul Macron va fi ascultat de public. Ce e important, că domnul Macron, care nu i-a dat nici ca posibil candidat, este actualmente în sondajele franceze pe locul 3 și nimica nu este imposibil în cazul care ajunge în turul 2, înaintea candidatului dreptei, François Fillon, de care vom vorbi puțin mai târziu, care de câteva zile are câteva probleme dificile ceea ce privește situația personală, în cazul care ajunge pe locul 2, ar avea toate șansele să bată pe candidatul extreme dreapte, doamna Marine Le Pen. Vom continua acum cu alt anunț important. Ce a vorbit, tocmai vorba de madame Theresa May, ce a anunțat Trump după discuția cu doamna May, domnul... We are talking politics, a busy schedule for President Trump, a roster of phone calls with world leaders, including Russian President Vladimir Putin. He really hasn't stopped since he started all the talk now into action, signing an executive order banning citizens of... Președintele american Donald Trump și premierul britanic Theresa May, în cadrul întrevederii pe care a avut-o la Casa Albă, au menționat că vor continua angajamentele în ceea ce privește Alianța Nord-Atlantică. În cadrul declarațiilor de presă, doamna prim-ministru Theresa May a anunțat că a primit asigurări de la Donald Trump că va sprijini 100% în continuare NATO și că va face toate demersurile ca această alianță să devină din ce în ce mai puternică, în special în ceea ce privește combaterea terorismului. Să nu uităm că în cadrul campaniei prezidențiale, președintele Donald Trump
a susținut faptul că va marja pe împrejurarea ca statele să participe în mod proporțional la plata sumelor de bani pentru înzestrarea armatei în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Mai mult decât atât, doamna Theresa May, după întâlnirea avută cu Donald Trump la Washington, a spus că va încerca să convingă liderii tuturor statelor europene, adică statele membre ale Uniunii Europene, să aloce 2% din produsul intern brut pentru înzestrarea și pentru capacitățile armatei din țara respectivă, având ca obiectiv, bineînțeles, creșterea capacității NATO. Să sperăm că lucrurile se vor îndrepta spre un făgaș și pozitiv și că în continuare Alianța Nord-Atlantică va constitui un factor decisiv în menținerea securității mondiale. Mergem mai departe, domnule general, purtătorul de cuvânt al președintelui ceh laudă măsurile anti-imigrație introduse de Donald Trump. Suntem acum ziua de sâmbătă, de v-am dat ce s-a întâmplat sâmbătă 28 ianuarie. Da. Chce, že jsem ve svém inauguračním projevu zahraniční politiku nezmínil. Učinil jsem tak proto, protože jsem považoval za nutné nejdříve. Domnul Miloš Zeman, președintele Cehiei, care este mai degrabă de tendință stânga socialistă, a lăudat măsurile anti-imigrație introduse de noul lider de la Casa Albă. Nu sunt mulți care laudă, dar domnul Miloš Zeman nu s-a sfiat și a spus clar, lăudăm aceste măsuri pentru că Trump are grijă de cetățenii sale. Președinte Trump, a continuat purtătorul de cuvânt al domnului Zeman, Jiri Ovčáček, spune președinte Trump, își protejează țara, este preocupat de siguranța cetățenilor săi. Exact ceea ce fac elitele, ceea ce nu fac elitele. El mai spune încă ceva, domnul Zeman. Siguranța cetățenilor cehi este o prioritate. Avem acum aliați adevărați în Statele Unite. Foarte important. Domnul Zeman, care pe de altă parte are simpatii pro-ruse, s-a susținut pe Donald Trump în mod activ, bine, cât se poate un președinte european în timpul campaniei și a criticat migrația din țările musulmane, spunând că valul de refugiați reprezintă o migrație organizată și declarând că este imposibilă integrarea musulmanilor. Migrația este o temă politică majoră în Cehia, în pofida faptului că nu există foarte mulți refugiați și, în general, i-au evitat această țară, decât mai degrabă în Germania. Însă, rămâne ca și Polonia și Slovenia, printre statele care sunt cele mai, inclusiv Austria, se opun cu fermitate cotelor și penetrației migrațiilor musulmane, care ultimele date, foarte interesante, arată că 99% sunt musulmani, numai 1% sunt cetățeni sirieni sau irachieni de confesiune creștină. Vom vedea acum, rămânem în Europa, ce se întâmplă cu o țară de care nu am mai vorbit chiar mult ultimele zile, de care rămâne totuși foarte prezentă, Turcia. Și militari turci care cer azil la, în Germania de la bazele NATO. Vom vedea imediat. Vom urma. Unos 40 militares turcos que sirven en bases de la OTAN en Alemania han solicitado asilo a las autoridades de este país ante la purga emprendida por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan contra los responsables del intento de golpe de Estado del año pasado, según ha informado el diario Der Spiegel. Un grup de circa 40 de militari turci care lucrează la instalațiile NATO din Germania au solicitat azil politic în Germania, însă trebuie să ținem cont și de împrejurarea că aceștia au fost suspendați din funcție în urma tentativei de lovitură de stat din anul 2016. Bine, spune președinte Erdogan, nu înseamnă că era în Europa. Care au avut loc în Turcia. Da. Ce trebuie să reținem este faptul că domnul Norbert Röttgen, care este șeful Comisiei Parlamentare pentru Afaceri Externe din Germania, a anunțat faptul că studierea acestor cereri de azil se va face așa cum se practică pentru orice alt azilant, neavând în scop să studieze din punct de vedere politic niciun fel de cerere de azil.
Această solicitare și această împrejurare survine cu câteva zile înainte de vizita pe care cancelarul german Angela Merkel o va face la Ankara și unde se va întâlni, bineînțeles, cu președintele Recep Erdogan. Ce mai trebuie să reținem din această situație? Că relațiile între Germania și Turcia au devenit puțin tensionate. Mult, chiar foarte mult. Chiar în urma situației declanșate de tentativa de lovitură de stat atunci când guvernul german a considerat că președintele Recep Erdogan nu urmărește decât să-și elimine dezidenții, în timp ce Turcia a putut critica Germania pentru faptul că ar ascunde luptătorii ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan. Da. Totuși, atât guvernul german, cât și oficialii NATO nu au comentat informațiile acestea care au apărut evident în presa germană. Da, dar îmi permite vă adăuga, cum vedeți, stimați telespectatori, din aceste imagini, președintele Erdogan se bucură de o largă, largă majoritate, 50-60% din populația Turciei. Se vorbește de peste 1 milion de oameni care au manifestat la Istanbul. Deci, foarte clar, asistăm la o islamizare forțată și dezvoltată în Turcia. Regimul care devine din ce în ce mai autoritar are, nu mai are decât foarte puțin de a face cu ceea ce numim normele democratice europene, cu atât mai puțin de a face parte din Uniunea Europeană. Deci ne îndreptăm spre un regim autoritar personal, iar fără îndoială că va fi referendumul, va fi luna martie, aprilie martie, va da o largă majoritate președintele Erdogan cu posibilitatea de se realege de mai multe ori și în același timp de a avea un regim prezidențial. Practic, domnia sa nu mai are opoziție în Parlament, iar în țară, cum vă spuneam, peste 60% Turcia profundă este foarte islamizată, începând cu armata. Deci, mare semn de întrebare, dacă într-adevăr putem spune că mai este încă un aliat sigur al NATO sau al Uniunii Europene. Vom trece acum la alte doi mari și importanță, din nou, lideri, Trump și Putin, prima discuție oficială. Vom relata, după ce vom vedea filmul, domnul Sultan ne va vorbi de această primă discuție oficială. So this hour, President Donald Trump speaking with Russian President Vladimir Putin. We understand right here these pictures of Trump and Putin on the phone. So despite Trump's previous remarks that he would be open to lifting Russian sanctions imposed by... Iată că, după cum a promis Donald Trump și după cum l-a lăudat pe Vladimir Putin în cadrul campaniei electorale, a urmat și un prim demers, e vorba de această discuție telefonică între cei doi lideri, o discuție care s-a consumat pe parcursul a circa 50 de minute, așa cum reiese din anunțul făcut de purtătorul de cuvânt al Casei Albe, domnul Sam Spicer, care a publicat și a anunțat de fapt pe Twitter faptul că a avut loc o astfel de discuție telefonică, postând chiar poze în care apare președintele Donald Trump vorbind la telefon alături de consilierul, de vicepreședintele Mike Pence. În fotografie apare și consilierul prezidențial pentru securitate, de asemenea apare și consilierul prezidențial pentru strategie, șeful cancelarii prezidențiale. Aceste discuții s-au axat pe o îmbunătățire a relațiilor diplomatice dintre cele două state, de o cooperare, de o încercare de a încerca împreună să găsească o strategie pentru combaterea terorismului. Și mai mult decât atât, cei doi șefi de stat au planificat chiar o vizită oficială, care bineînțeles va fi anunțată din timp, în care să poată parafa toate aceste discuții telefonice prin încheierea, bineînțeles, a unui acord, a unei convenții sau știu eu ce act consideră dânsii că poate facilita la nivel mondial o cooperare în vederea stabilirii și întronării unei securități mondiale. Mai mult decât atât, tot în această discuție, mai reținem că, înainte de a discuta cu președintele Vladimir Putin,
Domnul Donald Trump a avut o discuție și tot telefonică, bineînțeles, și cu cancelarul german Angela Merkel, timp de 45 de minute. Iar în cursul zilei de sâmbătă, președintele american a mai discutat telefonic și cu o serie de alți lideri internaționali, cum ar fi premierul japonez, Shinzo Abe, președintele francez, François Hollande, și, bineînțeles, prim-ministrul australian, domnul Turnbull. Deci, iată că Donald Trump își manifestă disponibilitatea de a discuta, cel puțin telefonic, până în acest moment, pentru că, din punct de vedere oficial, s-a întâlnit doar cu prim-ministru britanic, Theresa May. Da. Iată că aceste discuții nu fac altceva decât să ne ducă la concluzia, cel puțin până acum, că politica Statelor Unite este una de cooperare și de înțelegere reciprocă între marile puteri. Mergem mai departe, domnule general, dar după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în studio, stimați telespectatori. Vă mulțumim pentru atenția care ne-o acordați în prezentarea principalelor evenimente internaționale ale săptămânii precedente. Continuăm cu o știre care ar vrea să pună capăt, da? Ar vrea să pună capăt într-un fel acuzațiilor pe care Statele Unite le-au adresat la adresa Rusiei în legătură cu atacurile cibernetice din cadrul campaniei prezidențiale, în special. Aici avem în vedere Comitetul Național Democratic și al campaniei lui Hillary Clinton. Iată că Rusia, în acest demers, sau nu, acuză de trădare trei oameni importanți din cadrul serviciilor rusești, care ar avea legătură cu atacurile cibernetice din Statele Unite ale Americii. Foarte domnule interesant. General, da, vă urmări... revine sarcina de a prezenta această foarte importantă știre, dacă avem în vedere operațiile de dezinformare. Da, exact. Da. După ce urmărim filmul, revenim în platou. Foarte interesant. A hacker targeted a Russian regional parliament's website on Tuesday, with a statement berating authorities in Moscow and declaring the southern Volga region's Astrakhan province was leaving the Russian Federation. Russians largely support President Vladimir Putin's policies and his popularity received... Nu știu dacă, stimate respectator, dacă ți-a dat destul de importanță acestei vești foarte, de mare, de o actualitate, să zic așa, arzătoare. Doi ofițeri ruși de informații și un expert, un hacker, au fost arestați. De cine? De serviciile rusești. Cu ce acuzare? De trădare și dezvăluire informații cui serviciilor secrete americane pentru a le folosi în timpul campaniei electorale. Amintiți-vă că în lunii care au fost înaintea acestei extraordinare răsună de situație în care președinte Trump a fost ales, se spunea, nu, Rusia, noi nu ne băgăm, nu știm nimic, nu e adevărat. Și acum, lovitură de teatru, că a trebuit să urile toată prețul timp de 3 zile, Rusia zice, da, sunt 3 ruși, 2 ofițeri de informații de la direcția noastră de securitate cibernetică a KGB-ului. Și să-i acuzăm că ar fi dat informații serviciilor americane. Cine a fost arestat? A fost Sergei Mihalkov, adjunct al directorului Centrului de Securitate Informatică, Departamentul de Securitate al KGB-ului, FSB acum, domnul Ruslan Stoianov, expert și un alt suspect, Dimitri Doyoshaev, mare hacker care a lucrat pentru FSB, fostul KGB. Ei sunt acuzați, deci, ar fi dat informații serviciilor americane. Un fost oficial de înalt rang, Stephen L. Hall, de la CIA, declară, zice, este foarte tentant și cu siguranță rezonabil să se considere că există o legătură între arestări și concluziile serviciilor secrete americane. Însă fostul mare oficial al CIA spune că
Rusie, autoritatea din Rusia poate manipulează legal pentru noi, pentru cei care doresc să asculte ce vor să asculte. Ceea ce numesc ei trădare, poate numi se trădare la noi. Potrivit publicațiilor ruse Comersant, Novaya Gazeta, arestările au fost efectuate la începutul lui decembrie și ar fi reprezentat în fapt o adevărată epurare a serviciilor de operațiuni cibernetice din cadrul serviciului FSB. Se pare că ar fi ca o niște lupte interne între diferite facțiuni a acestui mare serviciu FSB, lupte interne care poate ne amintesc ceva și din altă țară, dacă nu am vorbit să vorbim chiar de România. Vom vedea imediat ce se va întâmpla. Fără îndoială, faptul că aceste arestări au fost dezvăluite din mai multe surse, totul a fost orchestrat, arată că s-a dorit la Moscova, la Kremlin, să fie cunoscută această arestare și poate există anumite păreri că se va dezvălui în mod indirect detalii și asupra atacurilor cibernetice din Statele Unite, fără îndoială lucruri care au avut un efect asupra alegerii domnului Trump. Da, mergem mai departe, domnule general. Duminică, 29 ianuarie. Tot în America, iată că fostul primar al New York-ului, Rudolph Giuliani, este cel care l-a sfătuit pe Donald Trump cum să facă legale aceste măsuri privind combaterea imigrației. Urmărim filmul și revenim în platou. Rudy Giuliani. All right, good evening, Judge, Mr. Mayor. I am fine. This just breaking news during my open. Federal judge signing this stay. What can you tell us about it? Well, I think it's, first of all, I thought your opening was... Da, domnul Giuliani este un personaj extrem, extrem de cunoscut în Statele Unite, în lumea întreagă, pentru că a fost primarul New York-ului, un foarte bun primar. Domnia sa declarase toleranța zero pentru toate actele de vandalism, pentru golani, derbedei și toți oamenii care erau, să zic așa, pătura criminală a New York-ului, toleranța zero, a avut un succes foarte mare, dar înainte domnia sa a fost procuror. Și fără îndoială, deci, această calitate de procuror i-a servit pentru a fi consilierul domnului președinte Trump, care i-a spus clar ce pot să fac ca să împiedic intrarea teroriștilor în Statele Unite. Și el spune chiar Botamo, m-a sunat, mi-a spus, fă o comisie, arată-mi calea curată pe care o pot face legal. Domnul Giuliani a făcut adevăr comisie și i-a spus, nu vom interzice intrarea pe baza de religie, vom interzice pe baza faptului că pot fi niște posibili teroriști de aceste țări care au fost interzise. A insistat că interdicția nu vizează credințele religioase și Giuliani a spus vizează locurile care există dovezi substanțiale cu oameni sunt trimiși ca teroriști în țara noastră. Zonele din lume care creează pericol pentru noi pe baza faptelor nu este o motivație religioasă. Perfect legal, perfect logic, a adăugat Giuliani potrivit unui mare canal de știri din America. Vom vedea legat de altfel de această declarație și de lista care a urmat cum domnul Sultane va vorbi ce lipsește din această listă. Foarte interesant. Anumite țări lipsesc. Și de ce lipsesc? This is breaking news and it's very significant. The United States had plans to take out countries that are on... Da, fostul primar al orașului New York, domnul Rudolph Giuliani, a explicat faptul că, așa cum a spus și mai devreme și cum a prezentat și domnul general, a fost cel care l-a consiliat pe președintele Donald Trump în a intra în legalitate prin inițierea unui decret prin care să combată imigrația nesprijinindu-se atât de mult pe religie, cât pe starea de pericol pe care aceștia o au în privința securității Statelor Unite ale Americii. Iată că din statele care au primit această interdicție, și aici ne referim la Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Siria și Yemen, lipsesc o serie de state care, în mod surprinzător, nu apar pe această listă. În primul rând, ne referim la Arabia Saudită, care
este aliatul cheie, într-adevăr, al Statelor Unite în Orientul Mijlociu, dar să nu uităm că la atacurile din 11 septembrie 2001 saudienii erau, erau principalii, cum să spun, executanți și principalii artizani acelei lovituri catastrofale pentru Statele Unite atunci, dacă ne amintim cu tristețe foarte adevărat despre acele evenimente. Însă, datorită faptului că relațiile dintre Statele Unite și Arabia Saudită s-au ameliorat în sensul că Giuliani consideră și chiar a declarat că în momentul de față Arabia Saudită nu mai reprezintă o amenințare pentru Statele Unite ale Americii, menționând cooperarea în domeniul securității între Riyadh și Washington. Însă, surse din cadrul cotidianelor americane susțin că această lipsă a includerii Arabiei Saudite în rândul statelor care au primit interdicție ar fi generată de împrejurarea că relația dintre președintele Donald Trump și interesele de afaceri în regatul arab bogat în tiței l-ar fi împiedicat pe acesta să includă Arabia Saudită în această listă. Apoi, foarte probabil. Foarte probabil. Mergem mai departe. Nici Pakistanul nu apare în această listă în pofida faptului că a comis diverse atacuri, în special cel din 2015 din San Bernardino, din California, în care o femeie și soțul ei, care a comis atâtea atacuri teroriste la adresa Statelor Unite, au reprezentat un pericol pentru securitatea acestui stat. Vreau să adaug, colegul meu, Sultan, are complet dreptate, a scoate în evidență faptul că câteva țări, în mod surprinzător, nu apar pe această listă. Vă rog să le amintesc pentru telespectatorii noștri care nu știu, poate, că Arabia Saudită și Qatarul, te vorbește poate mai puțin de Qatar, sunt principalele donatori și finanțatori al acestor cercuri salafiste, care vor fi, de altfel, în curând interzise, sunt deja interzise în Franța, această propagandă religioasă foarte agresivă în toată Europa, principalii finanțatori al moschelor care sunt ca niște ciuperci în toată Europa, de la Macedonia, unde am fost, aveam aproape la 8, nici un kilometru, 500 de kilometri aveam o moschee nouă, era goală, dar era finanțată de Arabia Saudită. Da. Până la ce se finanțează în Franța, în Germania, în Spania, în Italia. Deci, finanțatori extraordinari de puternici ai cercurilor salafiste antioccidentale, este într-adevăr, cum Titi Sultan, colegul meu, spunea pe bună dreptate, e un mare semn de întrebare. Să fim foarte clar, domnul Giuliano spune că se înțeleg acum serviciul, este un fel de eufemism. Ce trebuie însă reținut? Ei rămân dușmanii lumea occidentală. Totuși, în legătură cu cei doi soți pakistanezi care au jurat credință statului islamic înainte de atac pe social media, au ucis 14 persoane în acel atac. Iar fostul primar Giuliani consideră că este îngrijorat prin faptul că Pakistanul nu a fost inclus în această listă. Merge mai departe, alte state precum Indonezia și Afganistanul, care, să nu uităm, în anul 2001, prin rețeaua Al-Qaeda, este cea care a servit de bază secretă pentru acele atacuri, sigur, și talibanii. La fel, aceste două state nu au fost incluse în această listă, condiții în care există, într-adevăr, anumite motive de îngrijorare. Mergem mai departe, asistăm la o discuție tot telefonică, dar deosebit de importantă, între președintele Donald Trump și președintele francez, François Hollande. Și ce semnalăm în mod care ne pune pe gânduri? Ce avertisment i-a transmis președintele François Hollande, liderul de la Casa Albă, domnule general, după ce urmărim filmul, revenim în platou, dumneavoastră având onoarea de a prezenta această știre. Vă mulțumesc foarte mult! En marge du sommet des pays du sud de l'Europe qui se tenait samedi à Lisbonne, François Hollande a renouvelé ses critiques à l'endroit de Donald Trump. Comme il l'a fait la veille à Berlin aux côtés d'Angela Merkel, il a invité l'Europe à faire bloc contre la nouvelle administration américaine à quelques heures d'un entretien téléphonique avec Donald Trump. Les discours que l'on entend venant des États-Unis en cours.
Este un proverb în franceză, le dernier chant du cygne, le dernier chant du cygne, ultimul cântec al lebedei. Deci, domnul François Hollande nu este o lebedă, este cel mai slab președinte din istoria celei de-a cincea republică. A cincea republică se consideră 1958, noua constituție condusă și prezentată de General de Gaulle. Deci în începutul anului 1958 se constituie a cincea republică. Între 1946 și 1958 a patra republică și acum socialiștii ar dori, fără niciun fel de șansă, a înfița o a șasea republică, o altă schimbare de stat. Bine, domnul François Hollande, care a fapt unic, este primul președinte din 1958 care nu se prezinte pentru un al doilea mandat, pentru bună rațiune. Că știam că va fi ales. Deci domnul François Hollande încearcă să dea lecții de morală domnului Donald Trump și îi spune la telefon, într-o lume instabilă și incertă, autoizolarea ar reprezenta o fundătură. Ca răspuns la scepticismul președintelui american în prezența organizațiilor internaționale, liderul francez, din francez, reafirmă sprijinul Franței pentru ONU. Normal. Și a subliniat caracterul indispensabil al NATO. Domnul Hollande este cam... nu este cel mai bun în stare să dea lecții domnului Trump, el însuși fiind cea mai catastrofică președinție franceză din ultimii 50 de ani de zile. Fără îndoială, știm că dânsul este în continuare un înfocat partizan al sistemului socialist și există foarte puțină șansă ca acest discurs să fie luat în considerație de locatarul de la Casa Albă. Vom vedea acum tot în Europa niște imagini spectaculare a unui, între ghilimele, unei bijuterii de tehnologie, noul avion MiG-35. Vom vedea filmul următor. Iată că așa arată cel mai nou avion produs de aviația militară rusă, care a fost prezentat publicului, urmând ca din vară să se deruleze operațiunea de producere în serie a acestor aparate. Este important de reținut că acest avion de vânătoare, acest avion de luptă, are niște capacități tehnico-tactice impresionante, și anume faptul că acest MiG-35 zboară cu 2700 de kilometri la oră și are o rază de acțiune de 1000 de kilometri la oră. Aparatul acesta este dotat cu tunuri de laser, stă în aer de două ori mai mult decât avioanele din generațiile precedente și, bine înțeles, așa cum am spus puțin mai devreme, a fost proiectat ca în viitorul apropiat să poată fi dotat cu tunuri cu laser. Iată că și Rusia, ca și Statele Unite, ca și China, ca și Coreea de Nord până la urmă, în privința tehnicii militare, fac deosebit de mari, putem să spunem noi, procese de evidențiere acestora, dar pe noi, simpli spectatori și simpli auditori acestor evidențieri, nu poate decât să ne producă o stare de neîncredere, spun eu, în ceea ce s-ar putea întâmpla în cazul unui război, Doamne ferește, și din păcate, nu e o știre care să ne bucure decât din punct de vedere al modului în care apare pe un filmuleț video, dar din punct de vedere al securității mondiale, nu cred că e ceva, eu știu, pozitiv, ci ceva îngrijorător. Mergem mai departe în ziua de luni, 30 ianuarie, domnule general, probleme mari pentru François Fillon, favorita prezidențială din Franța, soția sa, anchetată, după ce ar fi primit salariul 8 luni fără să muncească. Iată că e o situație aproape similară cu cea nu care anchetat, astăzi... Nu a fost audiat, e audiat. Diferent, nu, e audiat. Da, la noi vorbim de trimiterea în judecată. Da. În dosar. În
un nouveau scandale éclabousse François Fillon. Alors que son épouse, soupçonnée d'emploi fictif, recevait hier le soutien de milliers de sympathisants. Da, urmăresc cu anumite emoții. În această sală am fost și eu cu ani în urmă, de mai multe ori, la multele meeting-uri la partidului golist. François Fillon a fost în Consiliul Național, devenit Comitetul Central, devenit Consiliul Național al Partidului Golist între 1985, eram și eu, eram prezent, domnia sa încă parlamentar, nu era, va deveni mai târziu prim-ministru al Franței, sub guvernul președintelui Sarkozy, între 2007 și 2012, când François Hollande va fi ales, de 5 ani va fi prim-ministru, iar înainte a avut importante alte ministere. François Hollande este acum, dintr-o dată, apare ca o bombă pe cerul politice franceze, o informație emisă de un jurnal de stânga, să știm foarte clar că Canara Chene este un jurnal de stânga, chiar de stânga extremă, că soția lui ar fi fost remunerată fără să facă o muncă de atașată parlamentară. Despre ce este vorba, două cuvinte, toți parlamentarii în Franța au un salariu care permite să plătească eventual și atașat parlamentar care pot să fie membri al familiei. Cu condiția, bineînțeles, că aceștia să aibă o muncă. Adică să fie omul la toate, face toate. Face rapoarte, îl urmează în circunscripția electorală, merge peste tot. Doamna Penelope, care este de origine engleză, a fost o femeie foarte discretă, mulți ani de zile, nu s-a arătat în fața camerelor de televiziune. Și, dintr-o dată, în momentul în care François Fillon este dat de toate sondajele câștigător, deci sunt așa sondaje până acum. Marine Le Pen, primul tur, este în frunte, 27, Fillon, 25, Macron, care vine în spate, cam 23, acest personaj sprijinit de socialiști și mult în spate, Jean-Luc Mélenchon, extrema stângă, Bernard Hamon, candidatul oficial de ieri al socialiștilor și personaje care vor fi minoritare. Dintr-o dată apare această bombă, spunând că da, a utilizat serviciile soției sale și celor doi copii, are dreptul să o facă, însă nu are dovezi că într-adevăr a fi lucrat efectiv ca atașată parlamentară. Vom vedea ce se va întâmpla. Am urmărit cu multă atenție meeting-ul de duminică. François Fillon a fost foarte combativ. El însuși a fost audiat ieri și cu soția la aproape 6 ore și a furnizat toate dovezile că ar fi avut într-adevăr o muncă efectivă ca atașată parlamentară. Fără îndoială, ar fi o lovitură de teatru extraordinară. În opinia franceză, majoritatea spun da, credem în François Hollande, însă nu suntem convinși că este un om cinstit. Vom vedea ce va urma în următoarele zile. În cazul, puțin probabil, că François Hollande ar fi inculpat, se va retrage și vom vedea ce se va întâmpla în următor de pe listă. Însă, actualmente, rămâne însă în sondaje preferatul partidul de dreapta pentru alegerile prezidențiale. Vom vedea imediat ce se întâmplă acum, din nou peste ocean, Trump, care își atacă pe doi senatori republicani, care însă în fond sunt sprijiniți și știm acum de faimosul miliardar Soros. In a joint statement released Sunday, Arizona Senator John McCain and South Carolina Senator Lindsey Graham said Donald Trump's recent executive order, which temporarily bans anyone traveling with visas from 7 Muslim-majority nations as well as refugees seeking asylum, was... Președintele american Donald Trump a avut o critică dură la adresa celor doi senatori republicani, respectiv John McCain și Lindsey Graham, care au criticat dur ordonanța prin care Donald Trump a luat măsura interdicției temporare de călătorie a cetățenilor din 7 state din Orientul Mijlociu și Africa. Donald Trump, în răspunsul său, a declarat faptul că cei doi senatori, în loc să ia măsuri pentru combaterea terorismului și a imigrației ilegale, nu fac altceva decât să stârnească și să declanșeze un al treilea război mondial. Acești doi senatori, criticând dur
ordonanța prin care a spus mai devreme domnul președinte Donald Trump a impus interdicția temporară a cetățenilor din cele 7 state sus menționate, au spus că decizia riscă să devină o rană autoprovocată în procesul de combatere a terorismului. Reamintim faptul că cei doi senatori republicani au fost contracandidați al lui Donald Trump în cadrul alegerilor prezidențiale, iar reacția lui Donald Trump față de această declarație acestora, această critică gravă împotriva acestei ordonanțe, a fost extrem de tranșantă, în sensul că Donald Trump a considerat că este greșit și trist totodată cât de slabi sunt aceștia în privința combaterii imigrației, în privința anihilarea imigrației ilegale și a consolidării securității frontierelor, în loc să caute mereu să declanșeze un al treilea război mondial. Da. Mergem mai departe, domnule general. Două informații importante. Da, mai sunt. Cum ajută Trump China? Să se transforme China într-o superputere? Veți vedea că se întoarce chiar împotriva Statelor Unite, ce încearcă să facă actualmente, dacă avem timp să vedem foarte scurt film, nu? Among Asian leaders, there was no surprise about President Donald Trump making good on his election promise to withdraw the United States from the Trans-Pacific Partnership. But it's... Da, îl vedeți acum? Ce semna? El semnează ieșirea din tratatul Vamal, în care există membrii Japonia, Statele Unite Americii, Malaezia, Vietnamul, Singapore, Brunei, Australia, Noua Zeelandă, Canada, Chile, Mexic, Chile și Peru. Ce se întâmplă? Ieșind din acest tratat al țărilor din Pacific, lasă locul cui? Chinei. E bine, China imediat a găsit locul liber și propune un nou tratat în care va fi China și Rusia, un nou parteneriat economic regional, RCEP. Vom vedea cum se va juca acel lucru. E posibil ca această încercare de izolaționism a Statelor Unite se întoarcă chiar împotriva Statelor Unite. Și ultima informație foarte importantă ne va spune și s-a întâmplat alaltă ieri. Ce s-a întâmplat în Canada? Hello, we're going to start with a developing story. Gunmen have opened fire on a mosque in a suburb of Quebec City in Canada. At least four people are reported to have been killed. The attack happened during evening prayers on Sunday. Iată că la centru cultural islamic de la Quebec a avut loc un atac armat soldat cu uciderea a 5 persoane și rănirea altora, bineînțeles, care a avut loc, repet, la Centrul Cultural Islamic. Președintele Centrului Cultural Islamic, domnul Mohamed Yangui, nu a fost prezent în acel moment în acea moschee. Ei se rugau, zeci de persoane se adunaseră la rugăciunile de seară. Un martor a declarat faptul că trei persoane au fost cei care au declanșat acel atac, având și arme de foc asupra lor. Poliția a reținut două persoane, printre care un tânăr de 27 de ani, iar în atac s-a folosit o armă AKM-47. Poliția nu a confirmat însă aceste informații, iar împușcăturile au avut loc în unul din cele două sedii ale Centrului Cultural Islamic din Quebec. Ce mai trebuie reținut? Că în iunie 2016, în acest loc unde a avut loc acest atac armat, cineva a lăsat un cadou în care era un cap de porc, pe care era inscripționat cuvântul poftă bună. Ceea ce trebuie să reținem este că religia musulmană interzice consumul cărnii de porc. Este regretabil acest atac și, din păcate, nu puteam încheia știrile în mod evident, fără să aducem lumea în evidență și ceva negativ. Din păcate, lumea este într-o continuă bulversare în ceea ce privesc acțiunile și atentatele teroriste. Să sperăm că va veni vreodată și ziua în care pacea mondială să se întruneze cu adevărat în societatea internațională. Noi vă mulțumim foarte mult, doamne și domnilor. Aș vrea să vă spun o scurtă părere personală. Suntem mândri și, într-adevăr, puțin nu e puțin, spun că suntem singura televiziune 6 TV care are o emisiune în care toate evenimentele, ordinea zilei, sunt prezentate în mod vivant, 7 zile,
Sunt fără doar alte emisiuni cu ambasadori străini, cu discuții despre lumea exterioară, dar suntem singura emisiune pe televiziunea română care prezintă lumea în 7 zile, în fiecare zi un eveniment important, 2, 3, 4 sau 5 și comentate de oameni care cunosc lumea internațională. Da, în alte situații se insistă parcă prea mult pe ofensiva acestor superputeri mondiale. Exact. În loc să discutăm despre fiecare stat în parte, toate problemele. Noi vedem că până la urmă, toate problemele. Orice stat e membru al Uniunii Mondiale. Probleme economice, culturale, probleme care se întâmplă în fiecare zi. Vă mulțumim foarte mult. Bună seara. Ne revedem săptămâna viitoare. La revedere.